video de astăzi am șefuit bijuteria de pe un nou server de 5M. Așa că după ce mi-am cumpărat o mașină și am făcut rost de un pistol, am dat cel mai mare jaf de pe server. Haideți să vedem împreună ce am făcut în video de astăzi. Bă, băi și fete, suntem pe serverul de 5M Rage România. Nu uitați că aveți toate detaliile la acest server în descriere. Este un nou server de 5M și sincer sunt chiar și eu foarte curios. Facem o mică pauză pentru a vă prezenta abonații săptămânii. Dacă doriți să apăreți în următorul videoclip, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la acest canal și să dați un comentariu cu respect. Haideți să trecem la video. Să văd cum este. Tocmai ce m-am terminat, pot să zic, de îmbrăcat și suntem aici în Los Santos. Serverul este bazat pe Los Santos, dar avem activități pe toată harta. Și hai să vedem noi pe capa ce avem la GPS, poliție, job center. M-aș duce pentru prima dată clasic până la showroom să vedem ceva și sunt că avem o grămadă de bani. Adică dacă o să dăm noi F10, care este portofelul, stați așa că mi-a scos aici Revolutul. Avem și cash-ul aici, care, bă, avem o grămadă de bani a dat aici. Domnul fondator, să ne descurcăm. Revolutul ăsta cardul este foarte interesant. Stați așa puțin că avem banca în față, să vedem cum este meniul de la bancă. Pe ei avem și inventarul totodată. Ia să deschidem noi meniul. Depozitează, retrage, cont blocat. De ce? Dar nu e blocat, am înțeles. Am doar 15 milioane, dar am în mână, bă, o grămadă de bani. Deci o să ne ajungă cu siguranță de mașină. Ok, și aici este și showroom-ul. Uite, mă, ce merge băiatul cu Fagio. Mă fură mașina sau nu fură? Hai că nu fură dacă. Să mergem noi aici, accesează mașinile și să vrem noi, vedem că sunt o grămadă de mașini. Bă, bani am o grămadă, deci probabil o să optăm pentru așa ceva, McLaren, ceva așa mai frumos, ce zic. Uite așa, sau Rolls-Royce Wraith, 460 de milioane, văd că prețurile sunt milioane. Să vedem așa o mașină mai accesibilă, nu știu, exemplu, Mercedes-Benz, un GL la 200 de milioane, deci, mamă cum arată, bă, ești prost, G700 tuned. Ioi, ce avem, bă, aici, bă, ce mașini, E65 Mansory, mamă, dar cum e aia GL-ul ăsta, să mor. Ia, la BMW ce mașini sunt? BMW, așa, X6 2022, holy shit, M8, M5, F10, cred că o să-mi iau X6-ul ăsta, că e prea frumos. Îmi iau așa pe un negru de ăsta, ia, cumpără. 155 de milioane, perfect, și presupun că de la garaj scoate mașina. Uite, bă, ce Bugatti, bă, garaj civil, X6. Ia uite. Mamă, cum e? Mamă, cum sună, ești prost? Mamă, și se și controlează frumos. Păi atunci hai să-l băgăm, bă, direct aici la Penny Motorworks. Să-l dăm un pic de tuning în el, nu? Mamă, are și interior roșu, bă. Ia, visuals, body part, arc cover. Ăsta, sincer, pe negru arată fain. Sau un gri, așa ceva. Ia uite, așa ceva de genul, mamă. Bă, roțile, sincer, sunt foarte frumoase așa cum sunt ele. Astea stock. Ce extra, ne pune spoilerul ăsta? Nu vreau, sincer. Ăsta sus aici, nici ăsta. Bă, asta o să o pun, nu cred că se numește. Asta o să o las și presupun că asta e asta din față, nu? Și gata, bă, băi și fete, avem aici X6-le nostru. Ia uite-l, mă, cum arată. Bă, ești de bun. Ioi, ce pops and bangs. Păi, mă, avem și opțiunile aici de la mașină, por bagajul, scaunele. O să mergem chiar acum până la un magazin 24x7. Stai așa că am limitat-o, dar de ce am limitat-o? Cred că e acolo o zonă de asta cu limită de viteză, cu siguranță. Sper acum doar să nu fure nimeni X6-le, dar nu prea cred. Ia, mă, să vedem aici ce ne putem de cumpăra de la magazin shop. Ok, stație radio. Bă, astea sunt în lire. Aici avem apa, mâncare, dar nu prea este, aducart, alcool nu e, fast food, o să ne luăm un hamburger, utilități repair kit, nu o să avem nevoie, probabil niște bandaje, așa, perfect. Și plătește cu bani cash. Și acum le avem un inventar. Stați așa să bem și noi puțin apă. Gata, perfect. Vedem că pe server sunt o grămadă de joburi. Job electrician, grădinar, gunoier. Când curios aici la Vodafone ce este. Probabil este Digital Denu, dacă nu mă înșel, să accesăm telefonul. Ce văd eu pe server? Ăsta e NPC? Bă, băi, NPC, ești prost? Sunt cumva stații și gen, poți să te urci în el să te duci mai ușor pe hartă? Chiar interesant Batmanul ăsta. Vodafone, replacement, market, magazin de electronice, telefon mobil, 1, gata, avem și telefon. Mamă, dar sunt prețurile foarte mari. Mamă, dar cine a dat aici? Samsung. Telefon, WhatsApp, galerie, e-mail, deci nu avem prea multe chestii. Sunt chestiile basic, e-mail-ul, nu am încă niciun e-mail. Când o să primesc, am ies cu siguranță, o să-mi dea e-mail. Mamă, ia uite, bă, ce tare, bă, cum se vede ăla de pe jos. Ia, de la ușă. Am văzut aici un târg auto, probabil sunt jucătorii care vor să își pună mașinile cumva. Dar vedem că nu prea este nimeni care să-și pună mașinile la vânzare. Da, așa că ne-am mai cumpărat o nebunie de mașină, un M4.
Mamă, ia stai aici să vezi câte modificări are asta, bă. Gata, mă, iau, uite-o aici pe nebunia noastră. Ia, mă. Avem și noi cabrio, ești prost. Și în orice cabrio, un M4 veritabil. Deci dacă ne-am cumpărat noi o mașină pentru consum, hai să mergem noi puțin la job center să vedem unde ne putem noi angaja să ne permitem mașinile astea până la urmă. Avem ruletă, școală DMV, nu prea mă interesează, sincer, aș băga așa un job, nu mă ajunge la ruletă, că n-aș vrea să pierd banii. Tăietor de lemne, petrolist, șantierist, pescar. Ciucul ăsta de grădinar cum e? Mamă, cred că e în paletul direct. Nu mă, e la ferm aici, în Sandy, ok. Mă, ce ai, mă, tată, mă? Vreau să intru în tură, nu ești angajat ca grădinar. Hai să mă duc la job center. Hai, da. Bună ziua, domnule, vorbește cu George, perfect, și vreau să mă angajez ca grădinar. Unde este grădinarul? Gata, mă, acum te-ai angajat ca grădinar. Intră GPS pentru a afla unde trebuie să mergi. Uite, aici trebuie noi să ajungem. Perfect. Ok, ai început tura de grădinar. Și ce trebuie noi acum să facem? Vedem că ni s-au spawnat niște puncte pe hartă. Oare trebuie pur și simplu să mergem aici? Astea ce sunt, de exemplu? Ce aud vacile? Trebuie cumva să luăm apă de aici sau... Ia să verificăm prima dată plantele, să ne dăm seama puțin cum funcționează jobul. Ok, apasă asta e pentru a uda. Uzi plantele. Oare primim banii după ce udăm fiecare plantă sau că sunt chiar foarte prost acum să vedem? Mamă, cred că trebuie să le facem toate astea, gen... Să le udăm și să ne dea banii, ai de capul meu. O să dureze ceva. A, dracu, ce-am ajuns eu să lucru ca grădinare. Asta e mai așa un pic. Nu mai vreau să lucrez la jobul tău, îmi pare rău, domnule Dorinuxu. Gata, cu jobul vostru mă duc. Am combinații de făcut. Cerem la fondator aici un bip. Eu pot să dau jaful, mă, cumva aici la astea? Sau îmi trebuie mie ceva anume? Că văd că sunt cu galben. Dar nu prea îmi apare nimic, ca niciun checkpoint. Probabil îmi trebuie ceva lockpick sau ceva. Bine, asta... Putem să aflăm doar cu faza ilegală, vă dați și voi seama. Case de vânzare, copaci de cheat, corleone. Bă, aparent nu e nicio mafie. Adică dacă o să venim noi la casa asta și o să venim la această canapea, putem să găsim noi ceva interesant. Open dark web. Și avem un cutter ascuțit și o frânghie groasă. Nu știu acum exact ce putem să facem cu chestia asta. Ia să mergem noi până la mașină înapoi. Mamă, tu nu putem, probabil putem să facem noi altceva cu asta. A, deci asta e doar pur și simplu pentru a lega persoane. A, ok, 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 am prins ideea. Am venit până la Angelico aici, Evangelico sau cum se numește aici. Și am intrat în încăperea asta și am dat apasă pentru a porni geamul. Dar trebuie să ai o armă în mână pentru a jefui magazin de bijuterii. Așa, oleac. Gata, mă, băiești fete, avem aici un revolver frumos. Și venim aici, apasă pentru a porni jaful. Ai la dispoziție 10 secunde pentru a fura totul. Ia, bă, ești prost. Bijuterii prețioase. What the fuck? În acest moment este un jaf la magazinul de bijuterii. Poți să auzi, arma a fost declanșată, poliția a fost avertizată de jaf. Damn, bro. Ui, bă, bun acțiune, mamă, dar n-am mănuși, n-am nimic ca să mor. Bine, acum, vă dați și voi seama, când o să fiți mai mulți, cu siguranță o să puteți să furați foarte multe chestii deodată. Da, vedem că avem deja 25 de bijuterii, da, ești nebun? Ce nu ne-am adus noi aici? Nu ne-am adus X6-le să mor. Dacă o să vină acum poliția, cred că e cam problemă. Păi ce am luat aici? Cred că am luat bani. Păi se aude poliția. Păi s-a auzit. Bă, cred că e doar sound effect-urile GTA. Bă, am cam furat totul, nu? Da, m-am furat totul. Ok, 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 ok. Să mergem noi la X6. Să luăm pe străzile astea pe aici, să nu vină cineva. Mamă, și jaful a avut succes, mă, băi și fete. Am reușit să spargem acolo și avem noi acum 59 de bijuterii prețioase. Cine va face bijuteriile astea? Bă, băi și fete, de vândut bijuteriile acestea depinde doar de voi. Dacă vă place seria pe acest server, pe Horizon City, nu uitați că aveți toate detaliile acest server. Și dacă strângem la acest video peste 200 like-uri și vedem susținerea voastră, o să mai facem videoclipuri pe acest server și o să ducem și bijuteriile. Acum v-am arătat locația puțin cum este Evangelico, am văzut acolo că putem să o jifuim, dar de aflat va trebui să o aflați voi personal în caracter. Deci, vă, băieți și fete, vă mulțumesc din suflet pentru vizionarea și ca asta până la final. Numele meu a fost Subsrălica, acesta a fost serverul Horizon City. Vă salut, pa, pa.